Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Ne bucurăm și vă mulțumim că ați ales să fiți împreună cu noi și că ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră și să împărtășim experiențe pe care noi și alții le-au avut cu Dumnezeu în viața de credință. Ca întotdeauna căutăm să avem invitați oameni ai lui Dumnezeu cu o anumită experiență, cu anumite întâmplări adevărate și reale, care să stârnească și interesul dumneavoastră, dar care să aducă și o zidire spirituală, o zidire duhovnicească, să vă îmbogățească, să vă ajute pe calea credinței, să reprezinte un imbold, un impuls pentru dumneavoastră în cazul în care vă găsiți într-o situație sau într-o stare de impas pe calea credinței. În ziua de azi ne bucurăm să avem împreună cu noi invitat pe un frate scump, un om al lui Dumnezeu, pastorul Dragoș Croitoru din Bosanci, România, nordul Bucovinei, un plai frumos, pitoresc, mioritic, pe care eu îl îndrăgesc nu numai pentru faptul că soția mea se trage din zona aceea, ci și pentru faptul că l-am vizitat de câteva ori și m-a încântat frumusețea acelor zone. De câțiva ani de zile îl cunosc pe fratele Dragoș Croitoru, îl respect, îl prețuiesc, a ajuns un om care să fie aproape de inima mea, văzând felul în care Dumnezeu îl folosește într-un mod minunat în ogorul Evangheliei, predicând cuvântul lui Dumnezeu. Dar ținând cont de natura emisiunilor și programelor noastre, interviul și discuția va avea loc pe marginea unor experiențe avute cu Dumnezeu, nu neapărat pe baza unui pasaj biblic sau a unei expuneri teologice. Așa că bine ați venit, frate pastor Dragoș, în studioul Happy Valley, în Arizona, în Phoenix, probabil a doua, a treia, a patra oară, nu mai rețin de câte ori ne-ați vizitat, dar de fiecare dată când ne-ați vizitat, Dumnezeu a trimis o ploaie și o apă proaspătă pentru poporul însetat în deșertul Arizonei. Bine ați venit! Domnul să vă binecuvânteze! Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, pe cei care ne ascultă, și aș vrea să fiu de folos și prin această emisiune celor care ne ascultă și își doresc împărtășirea unor experiențe cu Dumnezeu. Haideți să începem, dacă puteți, să depănați din amintirea dumneavoastră o experiență în care Dumnezeu a intervenit miraculos în vindecarea unei persoane într-o situație criză. Să începem cu astfel de experiență. Chiar mi-e greu să aleg una dintre ele, că sunt mai multe care m-au marcat. Uite, acum mi-am venit în minte când eram copil mic. Mama mea era foarte bolnavă, noi ne pregăteam de înmormântare și am chemat un om al lui Dumnezeu. Și a venit în casa noastră, a făcut o rugăciune. A doua zi când ne-am trezit, mama a fost perfect sănătoasă, a mai trăit mulți ani de atunci și pregătirile noastre de înmormântare au fost întrerupte. Dumnezeu a făcut prezența acolo. Sau dacă aș vrea să vorbesc tot din familia mea, într-o seară eram la rugăciune, la noi acasă. Printre cei adunați erau frați, surori ale mele și era un vas al Domnului, un proroc. Și sora mea mai mică decât mine cu 6 ani, o cheamă Mariana, căsătorită cu copii, așa plângea de tare în rugăciune. Și prorocul are o lucrare de la Dumnezeu pentru ea și îi spune: ascultă, femeie, tu zici că în poporul acesta Dumnezeu are bărbați destoinici, oameni, slujitori pe care îi ascultă, dar pe tine, o femeie neînsemnată, cine te ia în seamă? Așa vorbește Domnul, pune cererea înaintea Domnului și prima va fi rezolvată a ta. Asta era vineri seara. Noi nu știam, deși eram fratele ei, sora mea era bolnavă, avea ciroză la ficat.
Deci era în fază terminală. Făcuse toate analizele, ecograf de la Suceava, o trimis la Fundeni. Acolo, la Suceava, i-a spus, doamna, ai copii, îmi pare rău, mai ai zile de trăit. Dar du-te până la Fundeni. Cam în ce perioadă s-au întâmplat acestea? Vă aduceți aminte? Cam în ce ani? Să fie în urmă aproximativ. Cu 5-6 ani. Cam așa, cu 5-6 deci ani. Deci nu e vorba de 30 de ani în urmă neapărat. Nu, odată mai recent. Da. Da? S-a dus la Fundeni și a spus, doamnă, n-avem ce-ți face, ai venit prea târziu la noi, nu mai poți fi salvată, resemnează-te cu psiholog, au pregătit-o. Ei, au venit aceea vineri seara rugăciune. Noi, duminică, eram invitați cu, împreună cu un grup de frați să mergem la Vicov de Sus să ne rugăm pentru cei bolnavi. E o parte din lucrare, cred că, la care m-a chemat Dumnezeu. Acolo, sora mea spune, dacă merg la Vicov, merg și eu. Dar eu nu știam și nimeni din familie nu știa problema că ea este așa de bolnavă. O ținut ascuns. Nici copiii, numai soțul știa ceva, dar nu în detalii. Și am plecat la Vicov, a făcut ungeri cu un de lemn, a ieșit și ea în față, i s-a făcut ungerea cu un de lemn și după aceea a venit acasă și ne-a povestit că ea, de fapt, ceea ce știa puțin soțul ei, are ciroză în fază terminală, nu mai are nicio șansă de viață, dar spunea ea, Dumnezeu a vindecat-o. Pentru noi a fost o bucurie, în prima duminică, deci am mai stat o zi, luni, marți, miercuri s-a dus, a făcut ecograful din nou la Suceava, la doctorița Tătăranu, o expertă în materie. Și doctorița o verifică, doamnă, aici e bine, aici e bine. Sora mea spune, doamnă, uite la ficat, acolo sunt problemele mele. Ea se uită și mă tare cu ficatul, ai un ficat de copil, n-ai probleme la ficat, să ne uităm în altă parte dacă ai ceva. Ea îi spune bărbatului, e cumnatul meu, tot Dragoș îl cheamă, se duc împreună la București, fac investigații mai ample și acolo acele rezultat, doamnă, despre ficatul ăsta trăiește 100 de ani. O venit în adunare, s-a ridicat în picioare, ea este o bună cântăreață, solistă, corul, și o mărturisă toată durerea ei, cum avea zile de plâns, plângea pe acasă, să nu știe copiii, nu știa nimeni, și cum Dumnezeu a vindecat-o. Momentan și-a luat familia, locuiește în Bruxelles, cântă în corul bisericii și de atunci până azi nu mai a avut niciodată probleme cu ficatul. Ca și multe alte persoane, se pare că și dumneaei a căutat să-și ducă povara singură. Exact. Nici măcar cu soțul ei n-a împărtășit. Soțul știa foarte puțin, nu vreau să împovăreze, mai ales copiii erau mici și nu vreau să știe. Și Dumnezeu a cunoscut-o. Interesant cum suntem noi oamenii și cum în momentele de durere și de suferință, mai ales când este vorba de o boală terminală, avem tendința să ascundem, să păzim, să protejăm, să nu producem altora durere, să nu punem povară pe umerii altora, ci noi strigăm către Dumnezeu, crezând că e soluția cea mai bună, deși că nu ar fi soluția aceasta cea mai bună, că alții... Copiii nu erau foarte mici, că asta s-o durea 5-6 ani, acum de doi căsătoriți, erau mari, înțelegeau, dar nu, totuși n-a vrut să-i împovăreze, n-a vrut. Eu sunt fratele ei și n-am știut. Și slujitor al lui Dumnezeu, și care... Și poza, venea la noi, vesel, nu arăta. De fapt, era... În fața oamenilor se prezenta ca o femeie sănătoasă, cu toate lucrurile în regulă, și când era singură în camera ei, striga către Dumnezeu. Deși de multe ori spunea, rugați-vă pentru mine, rugați-vă, eu am luat-o ca o rugăciune din Timotei pentru toți oamenii. Este o mijlocire generală, dar era foarte, foarte bolnavă. Deci, descoperirea care a avut-o din partea lui Dumnezeu, nu numai că a fost o minune în ea însăși pentru faptul că prorocul omului Dumnezeu nu știa despre cazul ei, despre nu știa, suferența. Dar, fratele meu, pe mine când ea plângea așa de tare la rugăciune, nu se putea opri din plâns, eu am judecat-o ca sfimă. De ce plânge sora mea? Are bărbat bun, are copii, are mașină, are... Are tot ce trebuie. De ce plânge? Eu mă întrebam în rugăciune de ce plânge. Ce necazuri are și nu știm noi. Da, și nu știm Dar noi. Iată că Dumnezeu, care privește în ascuns, care ascultă în ascuns, care vede în ascuns,
răspunde, îi descoperă taina inimii, descoperă durerea și nu numai că îi descoperă durerea, îi arată și lumina de la capătul tunelului. Frate Cornel, Dumnezeu vede și știe toate lucrurile. Pot să spun o altă sigur întâmplare? Că da, sigur, chiar vă eram acasă pe la 11 și jumătate noaptea. Și vine un slujitor din biserică, îl cheamă Spoială Dragoș. Acum e păstor în biserică, atunci era prezbiter. Și vine, spune, frate Dragoș, am un nepot, un băiat de-a cumnatului meu, ei sunt plecați în Austria, în Graz, copilul a rămas în grija mea. Are câteva zile bolnav, l-am dus la spital, o stat eu 3 zile în spital, mi l-a dat acasă. Copilul plânge fără încetare, copilul moare în casa noastră și de era copilul meu, îmi părea rău. Dar acum mă tem că vin cumnață și haide până la, îmi spune, la Botoșani, undeva la un frate, să ne rugăm pentru el, un om al lui Dumnezeu. Fratele n-avea telefon. Ne-am suit în mașină, am făcut o oră și ceva dincolo de Botoșani, în localitatea Roma, și am ajuns până la 12 jumate noaptea. Îi spun la fratele Dragoș, tu stai în mașină, eu mă duc la frate că mi-e cunoscut, multe rugăciuni am văzut acolo și vindecări ale Domnului. Și mă duc, îl trezesc pe moșul și îi spun să ne ierte, că asta e situația. Când mă duc, moșul era la portiță, la poartă. Avea o casă sărăcăcioasă, o casă mică. Și zic, ce faci, frate Jean? Ce să fac, măi, vă aștept, era un țăran de la cu o voce puternică. Și îi spun, Dragoș, vine că fratele Jean ne așteaptă. Am dat mâna cu el, pacea Domnului, vorbim pacea de Domnului. Ora 12, vorbeam după miezul nopții, aproape de ora 1. Aproape de ora 1. Și el stă de vorbă cu noi, spune, măi, dar aveați un băițel bolnav cu voi, unde? Și eu zic, dar cine v-a spus, frate Jean? Duhul Sfânt mi-a spus că veniți la mine cu un copil să ne rugăm. Aduceți băiatul. Am adus băiatul din mașină, ne-am rugat pentru el. În momentul el a tăcut, l-am dus acasă. Băiatul ăsta îl cheamă Andy, Carp, numele de familie. Când am fost ultima dată în grații mai mari ca mine așa, și i-am tras pe 2 puni, zic, tu m-ai trezit noaptea la ora 12, măi, de ce plângeai? El știe povestea și râdea de noi. Dumnezeu l-a anunțat pe proroc să o îmbrăca și ne aștepta la poartă ca să vină. După miezul nopții. După miezul nopții. Știa că vine cineva, da. Știa cine vine, știa exact persoanele vine, care vin, da. Și cu ce problemă, da. Vin. Și știa că Dumnezeu va da rezolvare, da. Deci când ne-au întrebat, măi, aveați un copil, noi vorbim, schimb de politețe, ce faci, frate, nu, la miezul nopții, măi, aveați un băiețel. Și mă uitam la Dragoș, dar de unde știi, frate Jean? Duhul Sfânt mi-a spus. Măriți să fie Domnul. Slavă Domnului. Deci, ce e foarte interesant din aceste experiențe pe care le împărtășim cu dumneavoastră și cu alții oamenii ai lui Dumnezeu care au fost împreună cu noi în cadrul emisiunii Pași prin Credință, e faptul că Dumnezeu cunoaște și descoperă oamenilor lui, exact. Și se implică în viața, exact. Noastră. E posibil să fie o mare mulțime de creștini, de telespectatori care ne urmăresc, care au ajuns la nivelul de credință în care acceptă că Dumnezeu, da, există, Dumnezeu privește toate lucrurile, știe toate lucrurile, supraveghează toate lucrurile, dar cine suntem noi oamenii ca să le știm sau să primim descoperire din partea lui Dumnezeu? Adevărul care îl descoperim din nou astăzi e faptul că Dumnezeu, care cunoaște, are oameni cărora din când în când, după voia lui, le descoperă. Descoperirile acestea ne ajută pe noi, ne dă călăuzire în rugăciune, ne arată exact pentru ce și când și unde să ne rugăm, deci, și dă izbăvire. În mod normal, 1 Ioan, capitolul 3, spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu, și suntem. Noi oamenii avem capacitatea de a vorbi cu Dumnezeu, sau cel puțin ar trebui să avem capacitatea asta.
Dumnezeu dintotdeauna a vorbit oamenilor, din Eden, de la primii oameni, îi făcea plăcere în răcoarea dimineții să vorbească cu omul. În Psalmul 50, Dumnezeu, da, Domnul vorbește. Dumnezeu, spunea cineva, e ca o stație care emite 24 din 24. Faptul că noi nu-L ascultăm, suntem noi vinovați. Că nu știm să ne acordăm pe frecvența Lui. El e interesat de lucrurile spirituale, noi de cele materiale. El ne vorbește și noi nu ne deschidem urechea. Ceea ce recomand eu tuturora și ceea ce caut să păstrez în viața mea, acea comunicare permanentă cu Dumnezeu. În momentul când îl întreb pe Dumnezeu, e ca un tată care vorbește cu copiii. Deci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal, exact, care intră în relație cu omul și chiar rugăciunea Tatăl nostru denotă lucrul acesta. Da. Domnul Iisus ne-a învățat rugăciunea domnească în care primele cuvinte spun, e o adresare directă, Tatăl nostru care ești în cer. Și cine ar putea fi mai aproape de noi decât Tatăl? Și mandatul nostru pe pământ, spune 1 Ioan capitolul 3, versetul 8, partea a doua, ce făcea Domnul Iisus. Și noi trebuie să facem. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Deci, Domnul Iisus propovăduia Evanghelia, vindeca bolnavi și scotea mulți dragi din cei care erau demonizați. Eu cred că ăsta e și mandatul care trebuie să-l avem noi, așa, în mod obișnuit. Deci, trăirea noastră e o propovăduire a Evangheliei și lucrările lui Dumnezeu n-ar trebui să fie ca niște fenomene extraordinare, ci să fie ceva obișnuit în viața noastră. Înaintașii noștri, mama mea a fost născut în pocăință în 1930, l-am cunoscut pe bunicul meu care a fost condamnat 25 de ani în temniță la Cernăuț, din care 4 ani a executat. Aveți ceva detalii referitor, poate ne împărtășiți ceva referitor la această experiență, dacă vă aduceți aminte de anumite detalii. Deci când, ce s-a întâmplat? Când bunicul meu a fost chemat de Domnul, eu aveam 12 ani și el ne povestea unele lucrări, unele întâmplări din vremea prigoanei aceleia. Și chiar mama își făcea odată reproșuri că având 5 ani, avea 5 ani și ea, mamă, nu avea, făcea de pază la poarta casei, deoarece frații erau adunați la rugăciune. Și fiind o fetiță, s-a dus în bucătărie să ia o bucată de pâine. Și când a ieșit în prag, jandarmii mi-au înconjurat deja casa. Foarte repede s-a mobilizat, ea nu i-a văzut când a venit și spune, era martul când pe tata l-a luat de sculț. O vrut să-și ia bocancii și șeful de post l-a spus, cu Dumnezeu ai să mergi de sculț. Și l-a dus de sculț, pe gheață, pe zăpadă, până la Cernăuț. Iarna. Și mama a rămas fără mamă și fără tată, 3 copii orfani care i-au hrănit frați, vecini, așa au trăit 4 ani de zile până a venit bunicul înapoi. Și capetele de acuzare pentru bunicul... Capetele de acuzare era pocăit. Li se oferea șansa să-și lepede credința, să-și boteze copiii la preot, să facă semnul cruce. Eu, când am început slujba de pastorație, mai aveam în sat bătrâni care fusese la Cernăuț dus. Și îmi făceau plăcere să stau de vorbă cu ei. Cum o femeie cu mulți copii, i s-au legat de mână harfa și Biblia, că nu mai putea ține corpul de lict. Și s-au dus la Cernăuț pe 25 de ani. A fost o prigoană. Dar de fapt atunci începea războiul, începuse războiul. Toți bărbații, îmi spunea cineva și bunicul, au fost trimiși pe front. Mulți n-au mai venit niciodată înapoi, au murit acolo. Dar pocăiți au fost închiși la Cernăuț și au fost o odăiță în care i-a ascuns Domnul. În momentul când românii au înturnat armele, au venit rușii, a fost dat o prorocie, îmi povestea bunicul, va veni o vreme când vă veți bucura cu ușile și ferestrele deschise. Iar ție, Fâșcule, îți voi da cheile temniță. Unul din băieții lui Fâșcu, David Fâșcu, e în America acum, am vorbit personal cu el. Când s-a rupt frontul și veneau rușii încoace, comandantul închisorii, un colonel, îi spune, Fâșcule, ia cheile, dă drumul la toți pocăiții tăi, noi plecăm. Dă drumul la toți, când vin rușii, spui temnița goală. Și temnița a fost o odăiță în care au fost ascunși creștinii pentru o vreme.
au scăpat de război și din Cernăuți cei mai mulți au venit înapoi acasă. Și fratele Fâșcu, căruia Dumnezeu îi vorbiseră cu probabil câțiva ani înainte, a ajuns să intre în posesia cheilor. Cu cheile temniței. Și băiatul lui David, care mi-a fost coleg de servici mecanic locomotivă, m-am întâlnit cu el aici undeva în Texas, parcă am depănat amintirile, el știa mai bine ca mine toate astea. Eu le știu povestite de bunicul meu. Și el care cum Dumnezeu cunoștea. Vorbește și împlinește. Și el care cunoștea oamenii din închisoare, da, a dat drumul tuturor credincioșilor ca să vină acasă. Deci, așa cu prigoana din vremea aceea, a fost foarte greu, foarte greu, dar am avut oameni cu coloană vertebrală. Și acum Dumnezeu a dus o perioadă de har, o vreme în care nu doar credincioșii au dreptul să se adune, să se strângă în libertate, să facă evangelizări, ci mai mult decât atât. A dat Dumnezeu harul și a dus Dumnezeu ziua în care stadioanele să fie folosite pentru evangelizare, casele de cultură să fie folosite pentru evangelizare. Și iată televiziunea Credo, care transmite 24 de ore din 24 emisiuni care binecuvintează sufletul celui însetat și celui care e interesat în Dumnezeu și în credința adevărată în Dumnezeu. Cine ar fi crezut în perioada și în vremurile de prigoană că o să vină astfel de zile? Și iată-ne, noi suntem parte din această lucrare de a lui Dumnezeu. De ceea ce vorbește Dumnezeu împlinește. Eu când eram copil mic, vedeam la noi un anume gen de prorocii. Va veni o vreme când tinerii voștri vor fi plecați de mijlocul vostru. Noi ca și copii și părinții noștri se gândeau la un al treilea război mondial. Dar acum eu sunt român, sunt naționalist, foarte naționalist, și cred că cu națiunea asta Dumnezeu a avut un plan. Mi-aduc aminte că am mers în multe biserici în Europa. Peste tot, românii au plecat să vă recunoaștem, să-și câștige existența dintr-o țară destul de săracă, să-și întrețină familia. Peste tot unde au ajuns, românii au făcut întâi o biserică. Am un frate acasă care avea copiii mai leneși, nu veneau la adunare. Îmi spunea, măi, așa mă cer cu ei dimineața, îmbrăcați-vă, hai la adunare. Unul spunea, n-am pantaloni călcați, n-am cămașă. Odată Dumnezeu a plecat în străinătate. Și la câteva săptămâni spune, tata, am înființat o biserică, că nu-i biserică aici, ce trebuie să facem? Și acum s-a întrebat ce să facă ei, că s-au fost puși, înființat o biserică. Peste tot românii au făcut biserici. Italienii mărturisesc, am cunoscut mărturia asta, că de o vreme bătrânilor aveau, voi aduce un popor care vă va învăța din nou căile și legile mele. Și spune, noi am așteptat. Au venit marocani cu religia lor, cu faptele lor, e probabil, mi-a spus, nu poate fi ăsta poporul. Și spune, ați venit voi români. Și ne uităm după perdeaua acasă. Cum dimineața cu copiii de mână mergem la biserică, așa am fost și noi. Ne închidem în casă și plângem. Și pe voi Dumnezeu v-a trimis ca să ne aduceți aminte de căderea noastră. Cine am fost și unde am ajuns. Așa e și în Spania, așa e în multe țări acum. Și în America și în Australia. În America nu știu fenomenul. Oriunde călătorim pe mapamonde. Și cum a spus dumneavoastră, au ajuns 2 sau 3 români. Chiar tineri fără experiență, care poate în patria mamă da. Erau greu duși la adunare, la biserică, exact cum la spuneam, închinare, da. Au ajuns departe de casă, departe de țară și s-au trezit că ei trebuie să înființeze o biserică și acum devin responsabili, iau greutăți și sunt fondatori de biserici, oameni în conducere de biserici și aproape deci că nu știu ce au de făcut. Eu cred că și necazurile i-au condus spre asta, dar mai mult cred că sămânța bună pusă în ei o încolțit. După ani și ani de zile, când au crescut mari, au plecat tineri la 16-17 ani și vin apoi familii, îs păstori, îs prezbiteri, o bucurie. Numai că deocamdată nu prea vin, mai stau prin America. Mai stau prin America, Europa e plină. Europa e plină. Am înțeles că vreo 3 milioane de români aproximativ ar fi în afara granițelor, ar locui în afara granițelor României. Dar deci am fost în multe biserici, în aproape toate țările din Europa.
Și ne putem să mulțumim Domnului pentru harul dat de Dumnezeu, pentru buna rânduială, pentru buna intenție, cu excepțiile care sunt și în familie. Dar în linii mari, copiii plecați din țara noastră au devenit oameni mari, slujitori, conducători și îl caută pe Dumnezeu. Deci, în general, românii, oriunde au ajuns, sunt oameni cinstiți, oameni corecți, oameni harnici, oameni muncitori și oameni respectați de comunitatea sau autoritățile locale sau cetățenii țării unde ei au ajuns, exact. Oriunde ne îndreptăm în lume. Din păcate, există un segment al populației care aduce rușine, care oriunde au ajuns și au românii spart. Sunt confundați într-un fel cu unii cu care au segment, stricat reputația, dar în general majoritatea românilor, ca și aici în America și în Europa, unde au ajuns? Da. Au fost oameni cu o reputație impecabilă, oameni harnici, oameni muncitori, oameni de familie și oameni credincioși. Da, și oameni pe care populația de acolo, oameni de acolo, mari banchieri, i-au testat. Mi-au povestit prieteni de mei care au fost acolo, cum i-au testat cu sume de bani, cu bani uitați, cu... la urmă așa avea o încredere că avea banii, tot casa era la dispoziția lui. Așa de frumos se comportau românii aceștia. Asta e o veste bună pentru noi, aduce cinste. Mulțumim, României domnul. Și românii din România pot să se laude și să se mândrească cu astfel de concetățeni care au plecat de pe teritoriul României. În biserica noastră, în Bosanci, au venit acei tineri plecați, acum familiști, au venit cu șefilor, cu patronilor la noi în adunare, ei au fost curioși să vadă mediul în care au crescut și familiile din care vin. Că sunt model de corectitudine pentru ei. Înainte de a trece la următoarea experiență care Dumnezeu vă pune pe inimă să o împărtășiți împreună cu noi, aș dori să fac o paranteză și să includ câteva aspecte referitoare la viața românilor din diaspora și la motivația plecărilor de acasă. Bună oară, o parte dintre noi am plecat din România în perioada în care comunismul era la putere, în care țara a ajuns călcată în picioare de o ideologie care a îndobitocit România și a întors România în urmă cu 40 sau 50 de ani. Noi care am plecat în vremea aceea nu am plecat din lipsă de patriotism. Și pentru că nu ne-a păsat de țară și nu am iubit țara sau ne-am lepădat de țară. Noi am plecat fie forțați de împrejurări, căutând libertatea religioasă peste hotare și în mod special peste ocean, în America, în Canada sau în Australia, căutând libertate religioasă, libertate de exprimare în închinare, și pentru faptul că Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a călăuzit. Dumnezeu a fost implicat în această trecere a frontierei sau în părăsirea țării. Nu toți am făcut lucrul acesta chiar de capul nostru, dar oricum nevoia de libertate în perioada aceea ne-a împins să părăsim România, iar acum, în ultimii ani, de când a căzut comunismul, de când România se bucură de libertate, oamenii pleacă din România, am înțeles lucrul acesta de la cei cu care am stat de vorbă de-a lungul anilor, în căutarea unei vieți mai bune. Caută din România pentru motive economice. Unii au fost obligați să plece ei singuri, ca tați, ca soți, pentru ca să-și întrețină familia în România. Situația economică a României nu poate la ora actuală să susțină la un nivel satisfăcător familiile, copiii, formarea noilor familii și întreținerea acestor familii. Cred că românii care sunt în diaspora europeană n-au plecat din România din lipsă de patriotism, n-au plecat ca să uite de România,
Noi toți, oriunde am fi pe mapamond, în primul rând ne rugăm pentru România, gândul și inima este acolo, mai avem părinți, mai avem rudenii, mai avem frați și surori, fiecare din zona de unde ne-am tras. Eu personal mai am mama în România, pe Valea Someșului, în Lemniu, mai am frați și surori în Baia Mare, în Oradea, rudenii, prieteni, cunoscuți. Inima noastră este acolo. Participăm la bunăstarea României prin sponsorizările în care suntem implicați, prin vizitele pe care le facem. Dorim binele României. Cetățenii cu drept de vot se prezintă la vot când este cazul. Noi mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici și ne-a pus Dumnezeu într-un context în care să putem ajuta și nu să fim ajutați. Închidem paranteza aici și continuăm. La toate motivele care le-ați enumerat dumneavoastră, pune și ăla care l-am spus eu. Nu din lipsă de patriotism. Eu cred că a fost voia lui Dumnezeu și Dumnezeu în toate națiunile astea a avut nevoie de poporul român. Românii, pe lângă faptul că sunt harnici, sunt buni credincioși și Dumnezeu i-a trimis ca să misioneze. Cunoaștem în țări cum e Austria, Germania, Spania, în care oameni de acolo au devenit membri în Biserica Română. Cetățeni străini l-au întâlnit pe Dumnezeu, au avut experiențe cu Dumnezeu și există chiar unele mișcări în acele țări provocate de imigrația românilor. Deci eu cred că pe lângă toate motivele astea, nu lipsa de patriotism ne-o trimis în afară, ci plan și o voia lui Dumnezeu. După Revoluție, când au început să plece tineri, eu m-am ridicat vehement împotrivă. Asta e țara noastră, stăm aici, nu ne facem averi, nu mergem în lume, avem cu ce să ne îmbrăcăm, cu ce trăim. Mai târziu mi-am dat seama că Dumnezeu a vrut ca dintre noi să plece o parte și cu scopul de evangelizare a celor de afară. Pentru că, așa cum aminteam mai înainte, oriunde au ajuns românii, exact, s-au unit, au întemeiat o biserică, au ridicat un edificiu, s-au închiriat o clădire, dacă n-a existat posibilitatea construirii unui locaș de închinare, au închiriat o clădire, au întemeiat familii, cresc copii, dovedesc vecinilor lor că ei sunt oameni vrednici, da, țin la valorile vechi și tradiționale, exact, transmise din moși strămoși, care apreciază familia, un bărbat, o femeie, soț, soție, care cresc împreună, copii, nu se despart, nu divorțează, trăiesc în pace, deci dovedesc că pun preț pe valorile familiei, de asemenea pun preț pe muncă, sunt oameni devotați muncii sau în afaceri, își deschid o afacere, un business, se dovedesc că sunt oameni de frunte, nu sunt codași, exact, nu sunt paraziți. Și viața religioasă a făcut ca valorile alea românești pe care le avem să se păstreze și este un prilej de a se aduna foarte mulți români la astfel de servicii bisericești, o împărtășire a vieții de după. Am fost în Australia, într-o biserică, și acolo au venit din partea ambasadei române de acolo cu ceva propuneri pentru comunitatea românească. Și doamna care venise, un consul sau chiar ambasadoarea, spunea: eu n-am unde să întâlnesc atâția români grămadă în Australia decât la biserica dumneavoastră. Se punea problema înființării unor școli în limba română, e un drept al minorităților de acolo, și spune: nu pot să adun atâția români decât la dumneavoastră la biserică. Și adesea venea la biserică și împărtășea unele valori culturale românești în cadrul bisericii. Biserica îi adună pe români. Aceeași experiență avem și aici în America. Cel mai mare eveniment românesc anual în Statele Unite și Canada este Convenția Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada, care adună până la 5.000 sau chiar peste 5.000 de persoane, în funcție de zona în care se găsește și de ponderea credincioșilor. Niciun alt eveniment din Statele Unite și Canada nu poate să adune împreună atâția oameni. Aceasta dovedește unitatea credincioșilor și e o mărturie cu privire la credința noastră, la Dumnezeul nostru. Recent am fost la Convenția Românilor din Italia.
ținută undeva lângă Roma, care au adunat foarte mulți credincioși, s-a închiriat o sală mare de sport, au venit din partea oficialităților, primarul acolo, și efectiv au rămas încântați de gradul înalt de cultură, să spun. Au fost coruri reuniți, sute de coriști care au cântat extraordinar. Au fost orchestre, fanfare, la care italienii au mărturisit așa lucruri înălțătoare și n-am întâlnit până acum. De unde ați apărut? Na, unde existați voi? Cum v-ați strâns exact aici? Exact asta era mirarea lor. Cine sunteți? I-au înduioșat, au plâns. Aveau niște emoții teribile când voiau să vorbească și au luat cuvântul acelei oficialități. N-am crezut că sunteți în stare. Ne-ați uimit. Și asta e viața religioasă, o educație peste alte. Îi mulțumim lui Dumnezeu că facem parte dintr-un astfel de popor cu care Dumnezeu are un plan deosebit. Fiind și noi patrioți, considerăm că primul popor cu care Dumnezeu lucrează și a lucrat într-un mod deosebit e poporul Israel și pe locul 2 poporul român. Parcă nici un alt popor nu are o istorie așa de interesantă, dar și așa de frumoasă cum are poporul român. Adevărul este că în Europa, în mod special Europa de vest, în care se includem și România, nicăieri n-a avut loc o trezire spirituală și o întoarcere a oamenilor la pocăință, cum a avut loc și cum are loc în România. Deci românul, se pare prin natura lui, are de la Dumnezeu lăsat ceva în sufletul lui, o sensibilitate specială, deosebită, unde Dumnezeu are acces. Se spunea că în Seattle, acolo la firma aia mare de calculatoare, Microsoft, limba oficială e engleza și a doua limbă vorbită e limba română. Băieți foarte deștepți. Eu cred că în rai, dacă nu prima, a doua limbă o să fie română. Dumnezeu să binecuvânteze România și poporul român. Toți românii. Noi n-avem nimic de ce să ne rușinăm în America. În America ne lăudăm chiar și ne mândrim cu faptul că suntem români, cu excepția anumitor fapte rușinoase ale unora de care căutăm să ne izolăm și pe care nu le putem evita orice am face și pe noi. Care le sancționăm în măsura le condamnăm, le sancționăm și ne detașăm de ele în măsura în care depinde de noi, dar noi aici ne lăudăm cu faptul că suntem români. Doresc să vă informez că autoritățile locale din Phoenix, Arizona, din statul Arizona până la Washington DC ne cunosc și știu despre noi că suntem români, de proveniență români, copiii noștri din părinți români. Noi, generația care am plecat din România, ne numim români americani. Pe copiii noștri i-am botezat americani români, dar nu am exclus termenul și identitatea lor de români. Toți ne cunosc și știu că suntem români și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a oferit acest har ca să fim o făclie, o cetate așezată pe un munte care să aducă cinste și binecuvântare, credem noi, poporului român. Și acum chiar și prin transmiterea acestei emisiuni. Și eu cred că dincolo de români ca națiune, un plus de seriozitate și autoritate o dă Evanghelia, celor care trăiesc Evanghelia. Am experiența unei localități din Vaslui, cu numele Murgeni, o localitate de romi, în care nu se putea intra decât în mod organizat, cu mascați, cu mașini, era centrul infracționalității de acolo. Era o pacoste pentru autorități. Dați-ne mai multe detalii. Mă interesează, acesta, e vorba de o minune dumnezească. În satul acesta a pătruns Evanghelia. Așa. Sute de oameni l-au cunoscut pe Dumnezeu. Ei, din acel moment, colegii mei, cum e fratele Nicu Cotleț, care s-a ocupat în mod deosebit de evangelizarea acelor locuri, a fost chemat la primărie, a fost chemat de șeful de post și a spus: oameni buni, ce ați făcut, ce n-am făcut noi cu detașamente de jandarm, ați făcut voi cu cartea aceasta. Spuneți-ne și nouă ce le-a spus la oamenii ăștia.
Nu mai au nevoie de poliție, nu mai au nevoie de jandarmi, nu mai s-au lăsat de practicile alea păcătoase. Asta numai puterea Evangheliei poate face. Deci vorbim aici de o întoarcere la nivel de localitate, nu doar de localitatea Murgeni din Vaslui. Cei care știu acolo, o cunosc, sunt sute de credincioși care efectiv s-au pocăit de faptele lor. Deci, o minune pentru autorități. Se pare că localitatea era faimoasă în facerea răului, prin infracționalitatea. Infracționalitatea. La cote înalte, da. Și acum la polul opus. Rezultat al propovăduirii Evangheliei și a puterii Evangheliei care transformă inimi, care întoarce inimi. Ei au o cântare care o preferă. Evanghelia are putere. Nu numai cei de la Toflea, și cei de la Murgeni care sunt rudiți. Cântă mereu cântarea. Evanghelia are putere. Așa. Și e o dovadă vie a puterii pe care Evanghelia ceva ce nu se poate contesta, pentru că mi se pare, îmi spunea fratele Nicu, și la Ziarul a apărut un articol scris în sensul acesta. Ce s-a întâmplat în localitatea asta de când creștinii cu Evanghelia au pătruns în ea. Aceasta fiind o dovadă palpabilă, pe lângă multe altele, adunate împreună, cred eu că consideră o mare piedică acum pentru biserica tradițională și preoții acestei biserici să mai eticheteze pocăiții ca și rătăciți. Exact. Noi de-a lungul anilor așa am fost etichetați și numiți și unii chiar așa ne consideră. Da. Îs pocăiții rătăciți. Dar o astfel de schimbare și o astfel de transformare într-un sat, într-o localitate în care oamenii în masă se întorc de la facerea răului, de la crime, de la hoții, de la beții, de la violuri, se întorc înspre Dumnezeu și încep să trăiască o viață normală, de român credincios, adevărat, o viață în frică de Dumnezeu, o viață în care te duci la servici sau ai o afacere curată, o viață în care îți iubești și îți prețuiești soția, o viață în care renunți la minciună, renunți la bătăi și scandaluri și beții. Când Dumnezeu face o astfel de minune într-o localitate, cine mai poate să se ridice acum și să spună: opriți-i pe rătăciții aceia? Unde să se întoarcă oamenii aceia înapoi? La faptele lor rele înseamnă că înainte ei au mers pe o cale bună și acum e calea rătăcită. Eu văd în lucrările acestea cum Dumnezeu intervine și încet, încet convinge poporul român în masă că așa zis și pocăiți, evanghelici, penticostali, creștini după Evanghelie, baptiști, nu sunt rătăciți, nu sunt o sectă, nu sunt un pericol pentru societate, ci sunt oameni care s-au întâlnit cu Evanghelia, cu puterea Evangheliei, cu Dumnezeul cel adevărat. Dumnezeu i-a convins, le-a transformat inima, mintea, viața și i-a transferat, i-a mutat, i-a strămutat pe o altă cale, pe o altă cărare care nici de cum nu poate fi numită Și dacă, o cale a rătăcirii. Și dacă emisiunea, am înțeles, intitulează Pași prin credință și vorbim de minunile lui Dumnezeu, mie îmi face plăcere să vorbesc și de acele eliberări și de acele vindecări miraculoase, dar în primul rând și astea sunt minuni. Când un om din rătăcirea căii lui, din păcatele lui, Dumnezeu îl scoate de acolo și îl face un om nou, născut din nou, asta este o mare minune. Poate vă aduceți aminte, când întoarce o localitate, cu atât mai mult. Poate vă aduceți aminte chiar de un exemplu de întoarcere a unui om, chiar dacă nu-i pregătit, a unui om care a avut o viață murdară. La noi în sat a fost prezbiter fratele Ion Ieremia, 35 de ani. La un moment dat, din cauza că nu colabora cu securitatea și-a dat botezul unor oameni fără acordul împuternicitului, l-au arestat, omul ăsta a lăsat 10 copii acasă și a plecat în pușcărie.
În pușcărie, undeva la Câmpul Lung Mustier, se punea bazele uzinei de aro, de, așa, s-a întâlnit cu un alt om din sat, pe care eu îl cunosc bine, cu numele de Merlă Gheorghiță, un om înalt de 2 metri, un munte de om, foarte periculos, condamnat la 25 de ani pentru crimă sadică. Ei bine, oamenii ăștia s-au întâlnit. S-au întâlnit împreună, au locuit în aceeași celulă, după ce au lucrat în construcție o vreme, au deprins mesteșugul împletiturilor, cum era în România, și au împletit tot felul de mobiliere din nuiele. Au venit amândoi acasă. Când fratele Ieremia a fost chemat de Domnul acasă, era în mormântare. Domnule, a murit popa pocăinților. Tot satul, mii de oameni erau prezenți. În pragul casei, un frate predica, am predicat eu și cu frate Virgil Neagu, s-a predicat despre o întâmplare, când fiii prorocelor au plecat să taie lemn în pădure și unuia i-a sărit securea, s-a dus în apă. Și a venit la Elisei și a spus, vai Domnul meu, securea era împrumutată. Și predicatorul spunea că noi avem de la Dumnezeu un suflet care ne-i împrumutat. Pentru o vreme trăim pe pământ și trebuie să-l dăm înapoi. Și cu lucru împrumutat trebuie să te porți tare frumos. S-a terminat mormântarea. La câteva luni de zile m-am întâlnit cu omul ăsta. Era înțelept să levit. Era cunoscut în sat, el. Și eu am vrut să trec pe lângă el, eram pe jos și el spune, băi băiete, vină încoace. M-am dus la el, spune bade Gheorghiță. Băi, eu am fost la mormântare la Ion. Zic, v-am văzut, l-am remarcat, era mai înalt ca și ceilalți. Ca și țaul. Și spune, o vorbă de aceea de-a voastră nu mă lasă să dorm de luni de zile. Eu mi-am cerut scuze, nu suntem vinovați, nu știu cu ce v-am spărat, nu știm cu ce am greșit, iertați-ne. Și am plecat. La câteva, aproape la un an de zile, mă întâlnesc cu el. El venea cu carul în coace, eu mergeam cu carul acolo, aveam cai atunci așa. Și el oprește și vine la mine, spune, băi băiete, am un an de când nu pot să dorm de la vorba aceea. Și am spus, dar care vorbă până în definitiv? Eu am un suflet împrumutat de la Dumnezeu și trebuie să-l dau înapoi. Cum dau eu sufletul? Și atunci eu cu jumătate de gură, așa i-am spus, bade Gheorghiță, mă tare trebuie să te pocăiești. În prima duminică omul ăsta a intrat în adunare și a spus, oameni buni, eu am un suflet dat de Dumnezeu, efectiv l-am marcat expresia asta. Și trebuie să-l dau înapoi, ajutați-mă să-mi eliberez sufletul. Eu vreau să mă pocăiesc. L-am primit, l-am început cu neîncredere. Cu frică. Exact. Ei bine, omul ăsta a devenit un copil. Mergeau tinerii copii în vizită la familie și îl găseai mereu, el citea în Biblie cu ochelare pe ochi și spunea, măi băieți, cum să înțeleg cuvântul ăsta? Și copiii adolescenții noștri le explicau Biblia. Nu după multă vreme s-a îmbolnăvit și înainte de a muri, el a primit botezul, a venit puțin la adunare, înainte de a muri era foarte liniștit, spunea tuturora, eu mi-am rezolvat problema sufletului. Pot să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a chemat acasă, a avut loc o mormântare la noi în comunitate. Deci pe omul ăsta e o altă minune, Dumnezeu l-a chemat în felul ăsta. Printr-o expresie spusă în pragul unei case la o mormântare. Un om care, după părerea multora, nu avea nimic în comun cu Dumnezeu. Da. Era departe de și Dumnezeu. După judecata comunității, n-avea era irecuperabil. Irecuperabil. Și Dumnezeu îi cheamă pe cei fără nicio șansă și le oferă mântuirea. N-avea nicio șansă să vină la pocăință, niciun drept la împărăție. Exact. Marginalizat de societate, exact. Un om periculos, un om de care să te îndepărtezi, da? Un om de care când îl vezi pe stradă să-l ocolești, iată că Dumnezeu are putere prin cuvântul Evangheliei, să-l transforme și să facă un om cum se cade, un om exact, de treabă, exact. Un om și mai presus de orice, un om mântuit. Un om mântuit. Și el spunea tuturor, eu mi-am rezolvat problema sufletului. Iată de ce cărarea mântuirii și pașii noștri de credință și prin credință nu sunt nici de cum pașii ai rătăcirii, dimpotrivă. Sunt pașii pe care i-am regăsit pe calea lui Dumnezeu, exact. După lumina și călăuzirea și puterea și harul prin care Dumnezeu l-a descoperit. Și mulțumim Domnului că ne-a pus și pe noi pe calea asta. Că de fapt spunea, eu sunt calea. Și cine merge pe calea asta e un om binecuvântat.
Ne oprim aici din mersul nostru, timpul nostru aproape s-a încheiat. Îmi exprim din nou mulțumirea înaintea lui Dumnezeu pentru fratele păstor Dragoș Croitorul și îi mulțumesc că a fost împreună cu noi, împărtășind câteva din frumoasele experiențe pe care Dumnezeu i le-a dat de-a lungul vieții și slujirii. Cred că am fost îmbogățiți și în ziua de azi de aceste experiențe. Noi vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze România, dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica și bisericile lui oriunde sunt împrăștiate pe pământul acesta, până în ziua în care trâmbița lui Dumnezeu ne va chema pe toți și vom fi împreună cu Domnul nostru. De aici, de la Biserica Happy Valley, prin generozitatea și prin participarea și parteneriatul Credo, vă salutăm, rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru Credo TV, vă încredințăm în brațul Domnului, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze.